Ca să terminăm în aceeași notă, vă invit în anotimpurile fermecate ale Teatrului Arcadia. Este vorba despre o piesă pentru copii în care magia și bucuria se țin de mână și pentru că protagoniștii sunt tot Eduard și Bianca, pentru acest material l-am ales pe Florian Silaghi, directorul Teatrului Arcadia, care ne va spune ce e magic în aceste anotimpuri fermecate. Teatrul Arcadia din Oradea prezintă centrul de divertisment pentru copiii dispuși să se distreze pe cinste cu personajele din povești care prind viață în fața ochilor iscoditori. Dar asta nu e tot, pentru că mai nou spectacolele de copii sunt preferate cu magie. Și pentru că tocmai am aflat povestea magicienilor Eduard și Bianca, vă invit să-i descoperiți și în anotimpuri fermecate. Spectacolul acesta a pornit ca urmare a colaborării noastre mai lungi cu magicienii Eduard și Bianca. La ideea lor de a face un spectacol de magie dedicat exclusiv copiilor, noi am venit cu povestea din jurul acestor magii. Am spus să facem un spectacol de magie puțin altfel, în sensul că am creat o poveste care să motiveze toate aceste magii și să fie integrate, momentele de iluzionism să fie integrate în poveste, să aibă o motivație. Nimic nu-i face mai curajoși pe micuții sceptici decât minuni care se întâmplă exact sub năsucul lor curios. Astfel, personaje magice întruchipate de Bianca și Eduard, dar și personaje cărora le dau viață actorii Teatrului Arcadia, ne spun o poveste despre anotimpuri, despre culorile lor, despre magia pe care o aduc în fiecare an. E un exercițiu de imaginație, în primul rând. Și a fost o colaborare foarte bună între mine și cei doi magicieni, în sensul că ei mi-au prezentat o serie de numere de magie care pe urmă le-am integrat în poveste și în anumite momente. Chiar le-am cerut să creeze ei momente de magie originale care să se potrivească exact pe povestea noastră. Agerul pământului, Inia, Dinia, vulturul și bufnița, toate cele patru personaje leagă întreaga intrigă sub masca unui vultur morocănos, o bufniță tot știutoare, o zână bună și un cavaler plin de magie. Copiilor. Una foarte bună, spre bucuria mea. Noi am avut, în cadrul repetițiilor, am avut foarte mari emoții pentru că nu știam cum vor fi reacțiile, cum vor reacționa copiii. Pentru că spectacolul este unul foarte interactiv. Așa cum ați văzut, sunt copii care urcă pe scenă, sunt copiii din sală, participă cu toții la anumite magii. Și noi, repetând fără public, de multe ori eram îngrijorați că oare vor reacționa sau nu copiii, dar au primit foarte bine spectacolul. Premiera a avut loc la Sala Mare, unde au fost aproape peste 400 de spectatori și era o hărmălaie și o participare foarte bucurătoare. În multe dintre spectacolele noastre ne place să inserăm și câteva momentele care sunt adresate publicului matur, pe care părinții le înțeleg, sunt anumite trimiteri la situații din viața reală, care părinții le înțeleg altfel decât copiii. Și de multe ori avem reacții din partea publicului matur, ceea ce e îmbucurător pentru noi, pentru că copiii trăiesc în lumea lor, iar adulții în lumea lor. Ceea ce... Și noi ne bucurăm să creăm o poveste la care să participe și părinții. Spectacolele trupei Arcadia sunt apreciate nu doar aici în Oradea. Frumoasa și Bestia, Hansel și Gretel, ori Vrăjitorul din Oz, sunt piese admirate de publicul din întreaga țară. În momentul de față, repetăm la piesa Scufița Roșie, care se vrea a fi un spectacol de păpuși și de mânuire clasică. Trupa Arcadia vrea să readucă pe scenă păpușile. Și de aceea căutăm spectacole și oameni colaboratori cu care să readucem păpușile pe scenă, să facem spectacole cu păpuși pentru copii. E o meserie care noi încercăm
să o păstrăm vie, cel puțin aici la Teatrul Regina Maria. Dacă vă doriți ca preț de o oră copilul dumneavoastră să străbată un tărâm nemaipomenit, unde minunile se întâmplă la fiecare pas, vă recomandăm cu drag spectacolele trupei Arcadia. E o manieră frumoasă de a vă duce copilul mai aproape de personajele atât de îndrăgite, dar și de lumea fabuloasă a teatrului, unde poveștile prind viață.